Bună dimineața tuturor! Am să fac astăzi o nouă etalare în trei variante pentru surprizele zilei. Să vedem care sunt energiile pentru surprize astăzi. Voi folosi acest pachet de oracol în acest sens și dacă doriți să aflați care sunt energiile, vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei variante: albă, verde sau roșie. Alegeți-vă varianta cu care voi rezonați și să vedem ce desmăluie la varianta aleasă oracolul. Poate astăzi aflați de cineva care nu se simte prea bine sau sunteți voi într-o stare de spirit așa mai puțin plăcută. Se grăbesc niște bani, niște câștiguri. Sau aveți mult de muncă, poate unii dintre voi munceți foarte mult. Puteți avea și o cucerire amoroasă și chiar face noi cunoștințe sau intra într-un nou colectiv, într-un nou grup de prieteni. Da, apare poate chiar o împăcare, o întâlnire de amoroasă sau o împăcare. Apare o dragoste, da. Apar vești, poate apar vești de la cineva cu funcție sau de la un partener sau pentru studii. Dacă v-ați ales varianta, am să încep cu prima variantă. Să vedem la prima variantă ce dezvăluie oracolul pe surprize astăzi. Așadar, haideți să vedem. Această stare de împăcare care voi poate o așteptați în urma unor discuții, certuri care o aveți, poate doriți să vă împăcați cu cineva. Sau puteți avea astăzi și ceartă și împăcare. Haideți să vedem. Wow! Wow, wow, wow! Aveți o carte albă aici. V-ați și ales voi varianta albă. Ceva nescris, ceva nespus, ceva neștiut, ceva neprevăzut. Văd aici această stare de spirit care nu este prea bună, dar păsați-vă optimismul, pentru că poate apărea o reușită. Văd aici că apare pentru voi o tânără sau apare pentru voi o nouă cunoștință, o nouă șansă. Haideți să vedem această stare de boală, această carte albă, această tânără. Starea aceasta de boală sau de proastă dispoziție poate veni și în urma unei vești pe care ați primit-o. Sau fi vorba de sănătate. Veți avea o neplăcere și pentru această stare de neplăcere vă simțiți prea bine. Sau ați trecut printr-o neplăcere care v-a pus la pat, să zic așa, da? Poate ați primit o veste proastă care v-a dat o stare și de sănătate proastă, da? Deci v-a deprimat, v-a supărat. Poate apărea pe surpriză astăzi o astfel de stare sau continua cea care pe care ați avut-o. Dar această carte nescrisă, această șansă, acest neprevăzut care apare voi, practic, trebuie să gândiți poate mai optimist. Pentru că ceea ce gândiți se realizează, vă văd aici că veți avea o mare consolare, un mare câștig. Deci ceea ce acoperă această carte albă sunt câștigurile, sunt onorurile, un succes, o realizare. Dar totuși atenție pe dușmănii, pentru că se pare că cineva, pentru că sunteți o persoană tânără poate, sau încă tânără, sau pentru că faceți parte dintr-un nou colectiv de persoane, sau pentru că sunteți o domnișoară, văd că aveți totuși un dușman. Deci, ia uitați ce noroc vine pentru voi, da? Deci pe surpriză. Poate apărea chiar o nouă șansă, un nou serviciu, un copil, vești de la cineva tânăr, da? Ia uitați cum vine dragostea până la urmă, da? Deci la voi, păstrați-vă optimismul. Se poate că, posibil că voi sunteți dușmănite sau dușmăniți pentru niște câștiguri aici, dușmănite, pentru că văd un dușman aici, nu văd un dușman, că văd un bărbat. Deci e un bărbat care vă dușmănește. Dar voi trebuie să fiți mai cu încredere, pentru că norocul îl aveți. Aveți și o carte nescrisă albă, deci aveți, cum să zic, credibilitate în fața divinității, în fața societății, în fața familiei, a prietenilor, oricum ar fi, voi veți avea consolare, veți avea sprijin, veți avea succes, veți avea noroc. Și apare și un veste, poate de un copil sau o noutate de un contract, ca aici fiind exact pe cartea cu banii, poate veni o noutate de un nou contract, de un nou loc de muncă, de noi posibilități de câștiguri. Dușmânia aceasta poate să fie și din cauza unei amante sau pentru cineva care vrea să vă facă amantă. Poate să fie, dar voi aveți noroc,
aveți noroc să descoperiți, aveți noroc că sunteți poate iubită de cineva, că aveți un copil sau că aveți o familie, păreți într-o situație pozitivă. Cam asta ce pot să spun pe surpriză la prima variantă și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă. Care sunt surprizele pentru varianta cu piatra albă astăzi? Ce vine pe neașteptate pentru voi? Să vedem. Vedem ce vine pe neașteptate, ce surprize sunt pentru varianta pietrei albe. Și la voi o speranță, o speranță de o relație, o speranță de o vacanță, o speranță de o nouă șansă, păstrați-vă pozitivitatea, dar atenție poate și pe persoane mai șmechere aici, sau pe hoții, pe înșelătorii, că aici pot veni niște neplăceri. Ia uite dragostea cum vine la voi, da, deci aveți aici chiar o întâlnire de dragoste, o împăcare, o reuniune, o întâlnire plăcută cu cineva, poate chiar cu persoana iubită, sau vă veți îndrăgosti, că mi-apare aici îndrăgostitul, da? Vă îndrăgostiți. Dar, da, atenție pe un dușman. Atenție pe cineva din preajma casei, poate fi, sau vecin, sau chiar la servici, cineva care vă cunoaște cât de cât situația, că aici poate apărea cineva care e înșelător. Sunt brunetă, văd eu aici. În dragoste, deci voi puteți avea o petrecere, un succes, o reușită, ori la servici. Poate fi un contract, pentru unii poate apărea un contract și vă bucurați, sau niște examene luate, sau o reuniune, o împăcare, o cerere în căsătorie chiar, cineva care e foarte mândru, foarte frumos, foarte deștept, foarte lumea bună poate. Și această dușmănie sunt din cauza unor energii masculine, persoane exaltate, persoane superficiale, persoane poate certate cu legea, poate care vor să vă facă probleme cu legea, probleme cu persoane care vor să vă provoace la scandal, persoane care delirează poate. Da? Păstrați-vă înțelepciunea, păstrați-vă răbdarea. Pot apărea vești de la o femeie în vârstă, văd că sunteți cam neliniștită. Poate voi așteptați niște vești, așteptați o întâlnire sau această femeie e neliniștită, vă așteaptă. Poate fi și acest lucru, e o femeie care are, da, poate fi cineva de la drum, da, deci sau voi gândiți să vă duceți la drum undeva. Dar atenție cu acești dușmani, aceste persoane din preajma casei, aceste persoane sau din preajma serviciului, în drumurile voastre mai pot fi, persoane care încearcă să vă facă niște schimbări, așa, în parșiv, să zic, da, deci clocesc ele ceva aici, prin intermediul unui bărbat sau din cauza unui bărbat care vă e dușman și pune pe alții poate împotriva voastră, poate fi, fie că sunteți femeie, fie că sunteți bărbat, pentru că aici nu se arată exact pentru cine anume este, dacă e pentru femeie sau pentru un bărbat, având după voi, pot fi, în funcție și de ce sunteți voi, dușmanii par în orice caz de gen masculin, niște persoane ostile. Fie că le cunoașteți, fie că nu, ele par așa ostile în drumurile voastre sau pe la serviciu sau pe lângă casă. Haideți să vedem și la a treia variantă, surprizele care pot fi pentru a treia variantă. Vedem ce vă puteți aștepta astăzi pe surprize, ce noutăți pot apărea, care vor fi reușitele pe surpriza ale celor care v-ați ales varianta roșie. Și la voi o petrecere, o bucurie, gândiți pozitiv, pentru că poate fi o zi foarte bună, nu fiți neliniștiți, poate voi așteptați pe cineva sau ceva și aveți o neliniște și nu e bună neliniștea. Ia uite ce noroc aveți voi aici. Deci, mai frumos de atât ce poate fi, indiferent ce va fi astăzi și n-ar merge, voi aveți, să știți, noroc, da? Aveți noroc. Vi se împlinesc niște vise. Poate unii faceți o călătorie într-o altă țară, sau din țară în altă țară, sau din altă țară în țară, sunteți iubiți, apare dragoste, apar oportunități, apare noroc, câștiguri, succes. Da? Deci mă văd aici într-un succes, chiar dragoste, da? Deci ia uite cum apare aici, dragoste cu dragoste. Deci vă îndrăgostiți și veți fi iubiți, veți iubi și veți fi iubiți, iubite, iubirea împărtășită, un bărbat aici pare îndrăgostit. Noroc puteți avea că sunteți o femeie matură sau de la o femeie matură, și de la drum, da? Deci călătorie apare aici, voi puteți avea succes în călătorii, noroc în călătorii sau de la cineva care vine de la drum. Ia uitați ce reușit aveți voi aici în dragoste sau într-o afacere, poate apărea pentru voi un succes neașteptat, dar nu riscați, încercați să fiți mai prudenți, poate pe socializare sau pe sănătate, pe vreme, poate fi,
că apare petrecere, pentru că poate voi aveți un cel în căsătorie sau altceva de aniversat, aveți ceva de sărbătorit astăzi. Deci la a treia variantă foarte frumos a ieșit. O energie foarte pozitivă, multe oportunități, drumuri, călătorii, vești de la drumuri, vizite, primiți și vă duci sau vă duceți, da? Deci pare, dar poate într-adevăr puțin mai multă atenție pe vreme sau pe lucruri așa care superficiale, persoane superficiale, ca să nu intrați în dispute. Unii poate aveți de făcut și o alegere astăzi, trebuie să vă decideți într-o situație sau într-o relație. Foarte posibil, da, e foarte posibil, dar pare că pasiunea renaște între voi și o anumită persoană sau apare o pasiune nouă, vă vine vreo idee, faceți vreo afacere, faceți vreun contract, deci astăzi vin vești pozitive pe surpriză. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă așadar, deci va fi o zi foarte, foarte frumoasă. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante cu oracolul și că ziua de astăzi va fi extraordinară pentru toată lumea, cu dorințe împlinite. Eu vă mulțumesc așadar că v-ați înscris la canalul meu, că sunteți înscris sau că veți înscrie și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!